Este un semnal de alarmă pe care l-am tras, pornind de la pretextul pe care ni l-a oferit în Alta Curte de Casație și Justiție, prin motivarea absolut halucinantă a deciziei pronunțate în deja celebrul dosar intitulat Ferma Băneasa. Nu este un protest la adresa... În primul rând nu este un protest. În al doilea rând nu este un protest sau o mișcare împotriva unui judecător anume, împotriva unui complet anume sau împotriva unei instanțe anume. Are legătură strict cu modul în care un judecător a înțeles să denatureze profesia de avocat, a înțeles să dea de pământ cu toate principiile care guvernează această profesie și procesul judiciar. Din 2017, avocatul este, cel puțin din punct de vedere teoretic, partener indispensabil al justiției și așa trebuie să fie. Nu trebuie să mimăm respectarea acestei norme legale. Și mai sunt o serie întreagă de alte aspecte care, în opinia noastră, sunt motive suficiente pentru a trage acest semnal de alarmă, pentru a arăta că un asemenea precedent este periculos pentru desfășurarea profesiei de avocat în siguranță. Acest protest este unul silențios, dar prin care se dorește a se atrage atenția asupra valorilor statului de drept. Una dintre valorile esențiale este autoritatea lucrului judecat. Dacă nu putem avea încredere în autoritatea lucrului judecat, eu cred că este foarte dificil să vorbim despre reperele esențiale ale statului de drept. Se pun în pericol principiile care, până la urmă, ar trebui să fie respectate. Noi despre asta discutăm, nu este împotriva unei persoane sau împotriva unui complet anume, sau doar e vorba de principii pe care se pare că nouul trend din justiție încearcă să le treacă pe planul 2, ca să nu spun să le și uite.